Dumbrava Gâlgău și Unirea Mirșit sunt singurele echipe din Liga 4 neînvinse după 8 etape. Mirșitul a obținut o victorie clară, 12-1 pe teren propriu, în fața celor de la CS Crasna, iar Dumbrava Gâlgău a câștigat cu destule emoții jocul cu ASE Chiești, scorul final fiind 5-3. Unirea Mirșit și Dumbrava Gâlgău sunt singurele echipe neînvinse după 8 etape scurse din noul sezon al Ligii a 4-a de fotbal. Dacă echipa din Mirșit a obținut la finalul săptămânii trecute o victorie la scor în fața celor de la CS Crasna 12-1, Dumbrava Gâlgău a câștigat cu emoții partida de pe teren propriu cu ASE Chiești. Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, iar echipa pregătită de Marius Pașca a restabilit egalitatea abia în minutul 23 prin Alin Mierea. 3-3 a fost scorul în minutul 85, gazdele reușind să înscrie ultimele două goluri în minutele 89 și 90. Unirea Mirșit rămâne în fotoliul de lider, având avantajul golaverajului. Ciprian Pavel a făcut din nou spectacol, înscriind 5 goluri în victoria cu CS Crasna. Doru Matei, fost arbitru și observator divizionar, actualmente președintele clubului din Liga 5-a, ASE Sporting Zalău, consideră că nivelul Ligii a 4-a este destul de ridicat. Am fost la jocul dintre cele două reprezentante, cele primele două echipe ale Ligii 4, cele două care se bat pentru titlul anul ăsta, respectiv Unirea Mirșit și Dumbrava Gâlgău. Am fost la jocul direct, care a fost în urmă cu vreo 3 săptămâni. Și vreau să zic că mi-a plăcut ce am văzut acolo. Teren bun, calitate deosebită a terenului, spectatori mulți. Cred că n-am văzut atâția spectatori la FC Zalău. Câți am văzut? Cu siguranță, și eu am rămas surprins când am ajuns. Câți am văzut la meciul respectiv? Joc bun. Credeți-mă că am văzut multe meciuri de Liga 3 sub jocul care s-a disputat la Gâlgău. Plăcut impresionat de ce am văzut acolo. Jucători cu pregătire. Chiar dacă nu fac antrenamente, pregătire fizică destul de bună la ei. Eu zic că din ambele echipe s-ar putea face o echipă bună de Liga 3. S-ar putea face echipe de bună de Liga 3. Ca și comparație, am fost imediat în săptămâna următoare la derbiul clujan. CS Florești cu Turda. Credeți-mă, jocul a fost sub nivelul pe care eu l-am văzut la Gâlgău. Olympic Bocșa a mai făcut o victimă, câștigând cu scorul de 4-2 duelul susținut în deplasare pe terenul echipei Silvania Cehu Silvaniei. Gazdele au condus cu 2-1 după dubla reușită de Trandafir Zoicaș, dar Bocșa a revenit după pauză prin golurile marcate de Cosmin Sabou, Alexandru Pușcaș și Dumitru Bordaș. Real Crișeni a obținut a treia victorie a sezonului, învingând cu 5-1 pe teren propriu Benfica Ilianda, după ce la pauză scorul a fost 2-0. Derbiul de la subsolul clasamentului s-a disputat între Flacăra Halmăști și CS Hida, gazdele obținând o victorie categorică 6-0. Rapid Jibou rămâne pe poziția 3-a după victoria obținută pe terenul formației Cetatea Buciumi, scor 7-2. Formația de pe malul Someșului a condus cu 4-0 după aproape o jumătate de oră, iar până la pauză gazdele au redus din handicap. Golul meciului l-a reușit Vlad Lung, care l-a învins pe portarul Adrian Noțigan cu un șut de la aproximativ 25 de metri.